Domnule Ionașcu, în legătură cu uh, alegerile astea, cine ce a decis, cine ce pregătește? Eu o să vă mărturisesc sincer, chiar am certitudinea că așa va fi. Ce va fi? Ia, ziceți uh, care candidat, e Un candidat surpriză, acum, ce cred eu, cred că va apărea foarte repede domnul Mircea Altul, Joana. nu Mircea Joana? Este posibil să mai apară unul pe care tu l-ați prezentat astăzi. Alminteri. Uh, al minteri. Uh, știți, eu nu m-am dus la meci, nici dumneavoastră nu v-ați dus niciunul la meciul de acolo. Uh, de ce m-aș duce? Pentru că sunt atât de microbist încât nu m-a văzut nimeni până acum pe stadion, dar acum trebuie să mă vadă dintr-o dată. De ce? Pentru că, în mod evident, meciul respectiv uh, avea așa o miză încât uh, oricine, implicit eu, care nu sunt un microbist, m-am uitat la televizor. Și atunci, în mod evident, e cea mai bună campanie posibilă. Implicit posibilă, cea mai bună lansare. În considerentele în care devin popular, băile de mulțime de orice fel sunt foarte binevenite, și atunci, în mod evident, văzându-mă toată lumea, adică macrosocial, e o lansare foarte bună pentru a da lovitura. Cred, așadar, în concluzie, că problema aceasta a datei alegerilor nu este o chestiune reală. Este o chestiune în care se așteaptă să se pună pe masă încă ceva. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că Uh, domnul Ciucă a venit cu împânzirea țării printr-o lansare de carte. Este adevărat... Cartea nu s-a lansat încă, adică doar afișe avem de două luni. Bun, mă bucură teribil această uh, prelansare, dacă vreți, pentru că, în sfârșit, <laughs> și la noi se publică ceva foarte serios. Chiar dacă nu este un volum al lui Eminescu reeditat. În considerentele acestea, a vedea din 50 în 50 de kilometri, dacă nu cumva chiar și mai des, Panoul care să vorbească despre o carte mă face să o citesc. Problema se pune că, dincolo de lectura posibilă a acestei cărți, mă face să înțeleg altceva. De ce PSD-ul nu a publicat nimic? Acum ai și dumneavoastră. <laughs> pentru că. Fiecare cu, pentru strateg că, <laughs> cu pentru strategia că, lui. Ziceți că nu va candida domnul Ciolacu, asta aici ajungeți. Nu, vreau să spun că din gura domnului Ciolacu eu am auzit. Că sigur, onoarea se face dincolo de panourile publicitare de lansarea unei cărți, cu, sigur, cu autorul. Ce înseamnă treaba aceasta? Înseamnă că pe mine mă deranjează ceva. Și mă deranjează ceva că tu mi-ai luat startul. În considerentele în care noi beam ceaiul împreună Azi și. Ați văzut că s-au supărat liberalii că a zis domnul Ciolagu că nu o să citească cartea domnului Ciucă. Domnule, dar trebuie neapărat să merg la domnul Dan Constantin cu declarația săptămânii. Desigur că declarația